Bine ați venit la Marșul pentru Viață 2016 Dej. Înainte de toate, aș vrea să mă prezint. Numele meu este Daniel Stan, reprezint Asociația Stânca, organizatoare acestui eveniment. Vă spun încă o dată bun venit tuturor, celor mici și celor mari, și vă mulțumesc totodată pentru că ați pus deoparte acest timp să fim împreună la acest eveniment. Doresc să mulțumesc în același timp domnului primar Morar Costan, că a acceptat invitația noastră de a fi împreună cu noi. Asemenea, mulțumesc fiecărui reprezentant al bisericilor din orașul Dej. Acum 2000 de ani, ucenicii l-au întrebat pe Iisus un lucru simplu. I-au cerut un lucru simplu și au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Răspunsul lui Iisus a devenit cea mai cunoscută rugăciune din istoria creștinismului. Rugăciunea Tatăl nostru, pe care cred că toți o știm, de aceea: Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cerul, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta... Un eveniment național, o să începem cu imnul României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adâncire barbarii de tiran, barbarii de tiran. Mă bucur că participăm astăzi împreună în piața centrală a municipiului Dej la manifestarea Marșul pentru Viață, manifestare care promovează dreptul la viață. Viața este cel mai mare și mai bun dar pe care Dumnezeu ni l-a oferit din dragoste și din iubire față de oameni. Cu toții avem datoria să protejăm viața. Să protejăm viața prin copiii noștri, prin mamele și soțiile noastre, prin familia noastră. Să protejăm viața prin copiii noștri, pentru că copiii noștri reprezintă viitorul fiecărei familii, reprezintă viitorul fiecărei comunități, reprezintă viitorul națiunii și viitorul umanității. Femeia reprezintă izvorul vieții și șansa copiilor noștri la viață. Familia reprezintă tot ce înseamnă respectul fiecăruia pentru familie, reprezintă creșterea și educarea copiilor noștri, educația de bază a copiilor noștri se formează în familie. Și, în ultimul rând, protejăm viața, protejăm filonul uman a fiecărei comunități și pe această bază se poate forma o comunitate sănătoasă să se dezvolte administrativ. Mulțumim! Din partea Bisericii Ortodoxe, preotul Ioan Buftea. Onorate oficialități, ne-am adunat astăzi aici de la mic la mare pentru că ne pasă de viață. Conștienți fiind că cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului este însăși viața noastră. Să vorbesc despre viață mi se pare cel mai potrivit, ținând cont că moartea este prezentă la fiecare pas. E de ajuns să ne gândim la ce s-a întâmplat la Bruxelles, la Paris, la Londra, la Madrid, la New York,
și ne cuprinde un sentiment de revoltă împotriva celor care iau locul lui Dumnezeu, ucigând după bunul plac oameni nevinovați. Și este firesc să ne cuprindă acest sentiment de revoltă, dar mă întreb acum, oare de ce în cazul pruncilor nenăscuți, uciși prin spitale și prin clinici, rămânem de cele mai multe ori pasivi? E îngrijorător faptul că statisticile la nivelul țării noastre ne vorbesc de o cifră de aproximativ 20 de milioane de avorturi de la momentul în care spunem noi că ne-am câștigat libertatea, în urmă cu 26 de ani. Vreau să vă salut cu mândrie și cu onoare. Sunt extrem de mândră că fac parte și am crescut în această comunitate care organizează evenimente atât de frumoase și de educative. Sunt pro și eu, sunt pro viață. Consider că dreptul la viață nu poate să fie decis de nimeni. Venim atunci când ne trimite Dumnezeu și plecăm la fel atunci când ne trimite Dumnezeu. Am pregătit o piesă pentru dumneavoastră, o piesă care vorbește tot despre greutățile vieții peste care până la urmă ajungem să răzbatem. Îmi cer scuze în avans pentru sonorizare. Noi ne-am focusat pe acest eveniment care este un eveniment social. Cântatul e un bonus. Mulțumesc! Știu că inima nu bate niciodată în zada. Știu că timpul n-o să uite, n-o o să ne aștepte. Un drum s-a deschis în viața mea și vreau să ajung la tine. Gândim mult prea mult, simțim prea puțin, așa că vino iar, dar pentru totdeauna. O, da, dragostea va risipi furtuna.
Mulțumesc.